Măsura șomajului tehnic a fost luată și de conducerea CEO în contextul pandemiei de coronavirus pentru a limita apariția și răspândirea cazurilor de contaminare cu COVID-19. Într-un comunicat de presă, conducerea Complexului Energetic Oltenia spune că picajul economic are efecte directe asupra energiei, consumul fiind redus. Reducerea temporară a activității a fost adoptată ca măsură de protecție a angajaților care vor avea minim 17 zile lucrătoare în șomaj tehnic per salariat, într-o singură tranșă sau în cel mult două tranșe. În intervalul 13 aprilie-15 mai 2020 vor intra în șomaș tehnic un număr de 6.532 de salariați din totalul de 12.860, urmând ca restul salariaților să intre în șomaj tehnic în intervalul 11 mai-7 iunie. 2020. Pe perioada șomajului tehnic, salariații CE Oltenia vor beneficia conform contractului colectiv de muncă la nivel de societate de o indemnizație brută reprezentând 75% din salariul de bază, spor vechime și adaos lunar. Se arată în comunicatul emis de conducerea CEO